Triptic Liviu Rebreanu. Golanii. În distribuție Alexandru Arșinel și Cătălina Mustață. Ce? Ce-ai sprăvit? Ai adus ceva? Mm-hmm. Hai, dă-mi gologani. Dacă ai fi o ștrângăriță de 14. Aoleu, bată-te noroacele, poate că te însoarbe fraierii. Bine, tăticule, nu vezi că acum nu-i vreme de învârteală? Plouă, nu vezi cum plouă? Unde să găsesc fraierea cu ai? Și n-ai luat nimica, nimic? O piesă. Aoleu, o piesă? Păi ce să fac eu cu o piesă? Ești nebună, tăticule. Ce strici? Vrei să te ia poliția? Aoleu, ia ascultă-mă. Unde-i piesa? Hai, dă-o încoace. Dă piesa ta, că dă piesa, că aici te zdrobesc. Ia pe aici, clipa asta. Dă-o încoace. Poftim, ia-o. Și acum tu te mașezi și vezi de treabă că te deșert. Te schilodesc. Bine, am plecat. Vreau să-mi dragă clapa. O piesă. O piesă, adică nimic. Atunci ce nevoie mai am de ea? La 27 de ani să împărca pe caminul ăla. Aoleu, dar prost mai sunt, nene. Prost mai sunt. Mai umblă și cu aristică peștele la tânăr. Vreau să mă părăsească pentru el. N-am văzut-o eu mai alaltă ieri cu Mitrucanu. Dar ea nu, că era un fraier. Am știut că minte și totuși n-am bătut-o. Iar de atunci, fasane și mofturi. Și eu nu mai îndrăznesc să-i fac nimic, căci sunt un laș. Mă face de râsul mahalalei și mâinile o să-și bată joc de mine. O să-și... Ce-i cu tine, bună? Ce-i de umbe așa ca un mahalagiu de provincie? Nimic aristică, taică. Da? Dar ce să am, ia că mă gândesc ca tot omul. Bine faci. Aristică, hai să luăm o halbă. Astăzi fac eu cinste. Parol, nene. Parol. Imposibil, neiculiță, trebuie să mă duc. Căci mă așteaptă. Da, știe vreun mic randevu. Cred că mă înțelegi. Te înțeleg, aristică. Du-te, de tinerețea. Saltare. Saltare, bună. Saltare, aristică. Adică eu sunt un prost, un zeu, 10:30. Stai sfârșit. Și el plecă, mi s-a urcat în cap și foarte bine mi-a făcut. Degeaba mă cred eu băiat deștept. Sunt un netot. Un netot. Am ajuns de resurs. Zi bună, Nelegono! Ce bă, teacă, ce vrei? N-ai parale? Ba, am berechet. Vreau să-i numai să te întreb, ce mai faci? Hai spune, potaie, nu mă îmblac cu castane. Ai văzut-o matale pe Margareta? Pe... Ce Margareta? Da, nene. Tu zic că ai văzut-o? Păi... Hai zi, mă, zi! Văzut-o, nene... Singură? Nu. Cu cine? Oarestică. Oarestică mergea la plasă să săruta în văzul lumii. Se sărutau? Da, se săruta și Margareta când m-a văzut. A prins, a schimbat fețe. Oarestică mi-a cârpit o palmă peste ceafă de o simt și acum. A zis că dacă spui matale ceva, multă fălcine. Bine, bățică. Acum că și tu ești șmecher, știi cum merge lumea. Apoi bine, se poate că aristică să ne ia pe Margareta. Ia că așa din senin. Se poate, bățică. De ce zici tu că ești băiat deștept, nu? Ce zici? Nearistică e mai tânăr și e mai puternic. Da. Zdravă-n. Sigur că da. Și eu nu zic că nu e mai puternic.
Dar ce i-am făcut eu lui, să se lege tocmai de Margareta, da, băi? Ce i-am făcut, băteacă? Ia spune-mi. Păi, dar Margareta câștigă mai mult din toate fetele stimatele destul de bine. Câștigă, firește, dacă o îngrijesc cum se cuvine, câștigă. Eu am scos-o, bă, din necazul. Eu! A cui leste să câștigi? Și apoi, merit și eu ceva după ce m-am trudit cu ea, bă, nu merit. Îi spune tu sigur, nu merit. Păi sigur că merit, bă, bă, bă. Păi vezi. De cum altfel? Aristica vrea să mă răpească. Apoi crezi tu că ăsta e lucru cinstit? Așa crezi? Apoi eu cred că, Neagoneo, eu cred că trece Margareta în colțul străzii. Eu am plecat? Mă duc după ea. Hei! Hei, unde te duci, Margareta? Acasă. Unde-s Golovani? Mi-a luat Aristica. Aristica? Da, iartă-mă, tăticule, iartă-mă. Iamoleu, să umplu paharul, mândro. O să te strigesc. Iartă-mă. Acum o să-ți rup oasele. Păi, nu mă mai bați, nu mă mai bați. Pentru ce să te mai bat? S-a sfârșit, puișorule, vezi tu bine că s-a sfârșit. Și atunci de ce să te bat? Dar cu iaca s-ai sfrăvit. Ce să faci, de 23 de ani am avut fede ca tine, dar nu s-a întâmplat niciodată să mă părăsească ele pe mine. Acu tu faci de-a doastelea. Nu mă bați, tăticule? De ce nu mă torturezi? Știi cum sunt eu? Ciupește-mi carnea dacă vrei să te iubesc. Eu ți-am luat paralele, dar în schimb te-am îmbrăcat, te-am hrănit, ți-am cumpărat orice ți-a dorit inima. Că așa sunt eu, așa e firea mea. Eu sunt îngrijitorul vostru. N-am ce zice, trăiești eu destul de bine și fără muncă pe lângă voi. Nu sunt și eu om? Om să vrade și îmi place să umblu cu minciuna și să le nevesc. Ce? În viață trebuie să fii deștept. Trebuie să știa înșela viața, alminterea. Ea e un adevărat iad pentru bietul om. Viața nu se lasă biruită de oameni, cel mult înșelată. Lumea e ciudată. Astăzi mă lași tu pe mine, păi mâine o să te lase Aristica pe tine. Taică! Sufletelule drag, adică pentru că m-ai văzut o dată cu Aristica, tu crezi că... Da, aș fă în gură. Eu nu sunt așa de gogoman cum credeți voi. Eu știu ce știu și văd ce văd. Și când mă gândesc bine, văd și eu că aveți dreptate. Acu ce mai la dea la vale? Eu sunt bătrân. Dacă nu mi-aș vopsi părul și mustața, aș rămâne alb ca neaua. Și apoi, la urma urmelor, de ce ți-aș lua tocmai eu, Gologani? Și de ce nu altul mai tânăr și mai fercheș? Pentru tine e cap totul, la cine ți-i ia? Eu? Aristica sau altul? E vorba numai să ți-i ia cineva. Altmintele ai avea belele cu borfași. Și Aristica e mai tare ca mine. E mai tânăr. Uf, sufletelule. Vezi? Așa e lumea, puiule. Ia ca așa. Thank you.
Țăranul și coasa. În distribuție Dem Rădulescu, Victor Strengaru. Bună ziua! Bună ziua, Bade! Ce dorești? Aș vrea să cumpăr o coasă. Păi alegeți una, Bade, uite acolo. Unde e? Uite acolo, acolo. Aș vrea să aleg una din cele cu cap de taur. Ia ce poftești, uite că sunt destule. Stai să o trag pe asta. Auzi, pasta, uite. Pasta cât ai cere? E, 4. 4 lei. Păi coasa asta nu se poate. E, ba da. Va să zic că nu glumești. Pe mine mă costă aproape 4 lei. Dar bine, domnule, nu vezi dumneavoastră că nu-i călită, uite. Uite de la ea. Nu-i călită. Ce înșelbate, cum nu-i călită, fabricată din cel mai bun oțel englezesc. Ba, uite să la mă ierți, dumneavoastră, trebuie să fii urm. Să nu vezi, uite, e făcută, ce vorbe de un oțel vechi. Oțel pe un lucru de calitate care o să te țină toată viața, cred. Dacă cumva s-o rupe în o tavă... Coasă ca asta n-ai avut dumneata de când ești pe lume. Mă rog, n-ai decât să cercetezi mai bine. O să vezi, ia uite. Ce să mai cercetez, ia. Stai să dau nițel. Dom'le, coasa e coasă. O iau pe asta... Da, spune cât ceri pe ea, că n-am timp de pierdut. Am o mulțime de treburi prin târg. Ți-am mai spus odată, 4 lei. 4 lei pentru cine întreabă? Dar pentru cine cumpără? Pentru cine cumpără tot 4 lei. 4... Domnule, pentru ce ceri dumneata 4 lei? Mm-hmm. Pă ce? Mă duc în stradă s-o văd mai bine la lumina zilei. E bine. Ia seama... Că mi-am lăsat pe teșghea pălăria. Bine. N-avea grijă. Tă, cu surgiu mai ești, măi, omule, cu surgiu. N-am văzut așa om în viața mea. Arată cam ciudat așa. Da. Nu știu ce să zic, o dai cu 3 lei și 50 sau nu o dai? E bine, fie, hai să rămân eu de pagubă. Ia coasa cu 3 lei și 75 de bani. Doamne ferește, păi ce-ar zice feciorii mei când ar afla că am dat atâtea? Ce, uite, o dați cum am spus? Mai ieftin nu pot să o dau. Atunci rămâi sănătos. Sănătate, Bade, sănătate. O dai ori nu o dai? N-o dau, Bade! Du-te cu Dumnezeu! Ești un om fără suflet, negustorule! Mai ieftin, n-o dau și pace. Ți-am mai spus, n-o dau. Gândește-te bine, omule, să nu-ți pară rău. Ai să rămâi cu marfa în magazin. Nu-i duce dumneata grija. Hai să nu ne mai răcim gura degeaba. Ca să zic că nu vrei să lași nimic din preț. Nici măcar un ban. Nu, nici o para. Bine. Hai, las că o pune o grămadă la loc, hai, las. Bine. Acum, ce să mai zic? Asta e. Ziceți, masă. Eu n-am ce să mai vorbesc cu dumneata. Păi nu te supăra și dumneata așa ca o femeie. Dacă ți-e scumpă vorba, hai, dă mâna. Poftim. Așa, ia că ne-am învoit. Câine să fie cine nu se va ține de tocmeală. Ia pune coasa pe teșghea aici. Poftim. Ia, păi asta, stai nițel, asta e altă coasă. Poți să spui ce vrei, asta nu-i cea pe care am ales-o eu. Fii-nu-ți în fire, omule, cum să nu fie asta? Păi ce, stai nițel, ție, da? Cine dracu m-a pus-o dau de mână? Acum ce mă fac? Bade, eu spun că asta e coasa pe care ai ales-o. Asta? Uite că bine la ea, uite. Asta? Da, fai, capul meu. Aoleu, ce eu n-am ochi să văz. Asta nu e coasa mea. Pe asta nu dau mai mult de 3 lei și 50. Nu-mi plac cum atrapați lecuri, nene. Păi dacă nu-ți place asta, păi alegeți alta. Găsești aici câte dorești. Dar ce crezi, mă, dacă eu sunt nerod să mă apuc din nou să-mi bat capul alegând?
O iau pe asta, ce să mai da? Mai ieftin, fiindcă e mai slabă ca cea aleasă de mine. Spui prostine aici, că încetează. Cum, adică vrei să rămân eu de pagubă? Nu te-ar durea pe dumneata sufletul să-mi iei mie atâția bani? Hai, scoate banii mai degrabă și nu mai vorbi atâția, nu mai vorbi atâția. Bine, bine, na. Dar cel puțin să împărțim cei 25 de bani, să nu rămân eu cu toată paguba. Nici vorbă, rămâne așa cum am mai spus. Cum am spus, bine, asta. Dacă e așa, uite, ia-ți banii. Așa. Sunt, uite, uite, asta are, e 2 lei. Stai nițel să mai mă caut în buzunarul ăsta de la piept. Aici la... Uite, uite, ia. Uite, 40 de bani. Da. Da, aici este. Aici, uite, ai încă 10 bani. Așa. Din buzunarul de la cioareci am mai găsit, uite, cât e aici? 20, 75 de bani. Așa. Poftim. Uite. Da. Așa. Ia. 50 de bani și cu 75 fac 1,25 lei. Așa. Acum cât mai lipsește? Mai lipsește încă 50 de bani. 50? Nu cred că mai am atâta. Mai caută, hai, mai caută, caută, buzunarul de acolo sus. Adică, ia, stai nițel. Unde dracu i-am pus? Au! În nodul Batistei. Păi vezi. Ia cât am aici. Uite, 25 de bani. Ăștia sunt cei din urmă. De unde nu-i, nici vodă nu poate lua. Încă 30 de bani, bade. Acum lasă. Lasă, nu mai zice nimic. Cu asta așa nu face două parale. Și nici nu mai am bani la mine. Că ce brumă mai am, mi-am uitat în suman, în căruță. Cred că nici dumneata nu vrei să alerg atât amar deloc pentru câțiva bănuți. O să ne mai întâlnim noi ca oameni cinstiți. Nu. Mie să-mi dai toți banii. Du-te de adu paralele. Cu asta n-are să fugă până nu te întorci dumneata. Așa ce? Că du-te liniște. Adică n-am eu la dumneata cinste de câțiva gologani? Este omul, stai. Știi dumneata, domnule, că tata și cu bunicul meu au fost primari? Mie nu-mi trebuie mila nimănui, să știi dumneata. Poftim! Poftim! 30 de bani! Ascultă, domnule, să știi de la mine că asta e cea mai bună coasă din prăvălia dumitale. Celelalte nu fac nici două parale. Așa să știi. Nu te mai salut. Distribuție Mihai Fotino și Rodica Santa Tuțuianu. Hei, Ioane! Ce faci, Ioane? Am venit să beau și eu un șfart. Și eu, stai jos. Aici la cafe splendid de lumele astea. N-ai. Dar știi că îmi pare bine că te-am întâlnit. Și mie, bă. Am mare nevoie de un amic să-mi răcoresc. Așa, sufletul. Că parcă am abătut. Dar nu-ți poți închipui ce pacoste când se ține ghinionul de capul omului. Pare ridicol, știu. Și în realitate e îngrozitor. Îți amărăște viața, te nenorocește, te zăpăcește. Dar ce ți s-a întâmplat, dragă? De câteva vreme ghinionul e umbra mea. Aha. Dar ce-am pățit azi mă pune pe gânduri, e prea mult. Hai, spune, nu mă face curios. Acum, mă vezi, și să judeci și tu. Da.
Aseară am avut la cină pe Crișan. Trebuie să-l cunoști, un filfizon cu ceva palale, bine îmbrăcat, funcțional la primărie. Dar vine prin casă mai de multă vreme, fiindcă nevastă îl găsește interesant și bine crescut. Mie mi-a antipat, da? Nu puteam zice nimic. Ar fi părut că-s gelos și eu am oroare de ridicol. Ce servezi, domnii? Ești 24, te rog. Vine! Și cum îți spuneam? Așa. După cine nevastă-mea, ce să mai născocească ea femeia, zice, haide-mi la cinematograf să ne distrăm. Aha. Eu mă codeam și cu gândul la pungă și că eram obosit de la birou. Tu știi bine cât muncesc și cum sunt de conștiincios, încât nu mă arde mie de petreceri. Eu nu! Atunci Crișan zice, fac eu cinste. Ce să mai spui? N-am mai avut încotro. Ce dat? Ne-am dus. După film iar. Trebuie să luăm ceva undeva. Crișan face cinste. În sfârșit am ajuns acasă pe la miezul nopții, frânt de oboseală. Totuși, cu gândul la birou, am potrivit deșteptătorul, ca de obicei, să mă scoală la ora 7, să nu întârzi, știi, de la datorii. Da. Azi dimineață mă trezesc, arunc ochii la ceas, 6. Mă întorc pe cealaltă parte și adorm îndată, liniștit. Dar peste câtva timp, grija condiciei de prezență mă deșteaptă iar. Arunc chiar ochii la ceas, iar 6. Aoleu, sar din pat ca ars. Desigur că am uitat să întorc ceasul la seară și a stat. Am caut ceasul de buzunar, în vesti, era aproape ora 9. Aoleu. Îți dai seama ce era pe capul meu. Peste 10 minute conica de prezență era predată la cabinetul secretarului general. Și în conică lipsea semnătura tocmai a lui Ion Popescu, a mea. Șeful de birou, hadnicul, conștiinciosul, punctualul Ion Popescu, eu. Într-un minut am fost spălat, îmbrăcat, numai gulerul să-mi pun și haina și când colo ia butonul de unde noi. Caut pe nopier, răscolesc patru, sunt Ligianu, noi și noi, în sfârșit, să mă uiși pe supat, mă plec în genunchi și simt o tăietură grozavă în genunchiul stâng. Ce să vezi, mi se înfipsese chiar butonul blestemat în genunchiul stâng. Bine că l-am găsit. Să pot pleca mai repede, să prind condica. Dacă aș avea norocul să pun mâna și pe o trăsură, aș fi salvat. Cobor în stradă implorând, gând pe Dumnezeul năpăstuiților. Tramvaiul ce-i drept trece pe la poartă noastră, dar nu speram să-l pot lua, căci nu sosește niciodată când ești grăbit. Sigur. Însă, cum pășesc pe trotuar, iată tramvaiul și e gol! E gol! Mă având cu ceasul în mână, slavă Domnului, mai am 5 minute. Conductorul mă surzește cu o sirenă hodorogită, vatmanul pornește, dau să plătesc, să scot portofelul. Nu e. Nu se poate. Nu e portofel. Îngălbesc. Atât mi-a mai lipsit să-mi pierd și banii. Caut de prin haină, prin vestă, pe din afară, pe dinăuntru. Degeaba. Mi s-a furat portofelul. Mă gândeam înfiorat. În vagon sunt 4 persoane care așa par de treabă, parda. De altfel nici nu m-am apropiat de ele. Pe jos nu e, atunci l-am uitat acasă. Ar să-l găsească servitoarea și, cu mare obiciul să fure din ochi, într-o clipă m-am repezit la scară, am sărit din vagon și am porit în goana acasă. Din fericire, nu umblase nimeni în dormitor. Dar portofelul nu era nicăieri. Nici sub pernă, nici pe masă, nici sub masă, nici pe covor, nicăieri. Vă zic că trebuie să fie umblat cineva. Încep să strig, să înjur. Nevastă-mea apare indignată. Ce nebune, de ce v-ați scandalat? Portofelul? Servitoarea! Îl lăsă zbier ca un măgar, mai bine l-ai căutat la tine prin buzunar. Dar ce, nu l-am căutat? Crezi că sunt smintit? Și ce să vezi, n-ai? În buzunar? Portofelul! Da, de unde știi? Portofelul, domnule. Ghinionul, vezi, mea ta, nu-l căutasem bine. Nu-ți mai spun că n-am mai zis nici cât. Și că nevastă mea m-a condus până la poartă, blagoslovindu-mă în tot felul. Ce mai păsă? E nimic ca nu-mi păsa și bine că l-am găsit și să dea Dumnezeu să prind un tramvai. M-am postat în stație. E bine, mă. 10 vagoane au trecut în jos și nici unul în sus spre minister. De trăsură, nici pomeneală. În sfârșit, pe la 9:30 vine un vagon în direcția mea, dar arhi plin, încât scările se rupeau de călători. Încerc să mă agăț, să mă îmbrâncesc, nimic, ca tramvaiul pleacă, eu rămân. Peste altă jumătate de oră, alt vagon, altă luptă să mă urc, el pleacă, eu rămân. Cred că în stația aia am îmbătrânit cu 10 ani. Dacă mai aștept un alt tramvai, mă apuc aici prânzul, îmi zisei și în cele din urmă, resemnându-mă, am pornit pe jos. Atunci îmi iese în cale și norocul meu o birjă goală. Hei, birjar, galop!
și în galop am ajuns la minister. Da, dar firește, ghinionul nu m-a părăsit. N-am bani mărunți și birjarul minte că nici el n-are. Îi dau un sutar, mă, pentru 3 minute cât a durat cursa. Poarta ministerului închisă. Portarul nu-și arată chipul la geam. Bat discret și nu vine. Bat mai cu inimă și nu vine. Îmi învinețesc pumnii până ce catadixește să apară și încă cu o muță mirată și nedumerită. Deschide-mă, omule, ori nu mă cunoști. Dar ce poftiți, domnule? Condica, mă, s-a retras Condica. Care-i Condica, mă rog? Ești idiot? Condica de prezență. Păi ce, domn șef, ați uitat că azi e sărbătoare și n-aveți serviciu? Ah, păcatele mele! Da, mai, portarul avea dreptate. Așa era. Numai un ghinion nebun poate face pe un funcționar să uite așa ceva. Statui că stătui încremeit în fața portarului, ca desigur că dacă sunt bet. Așa. Pe urmă plecai spre casă necăjit pe nevastă mea care se interesa mai mult de costumul unui filfizon decât de viața bărbatului ei. Eram hotărât să mă cer zdravân cu ea. Așa. Prea am fost blajin cu ea întotdeauna de mi s-a urcat în cap. Ajung în fața porții, porni să-i fac scena cuvenită. Poarta? Ne. Poarta era închisă, domnule. Al ghinion. De ce-i poarta închisă ziua în amiază mare? Sun. Într-un târziu apare servitoarea, deschide și când mă vede înlemnește. Aha. Mi-a trecut un fior pe inimă. Aici e ceva necurat, zic eu. Fata dă să fugă înainte, probabil să anunțe că am venit. Stii, stai, înapoi! Intru tiptil, mă duc direct la atacul nevestii. Încuiat, domnule, încuiat! Nu-mi dau seama ce fac și bat, bat! Așa. Nu ți-am spus, prostul, că nu s-a acasă pentru nimeni? Deschide imediat, nevastă, că sunt eu! Oh, ce ticăloșie, ce drăgărie! Deschide! Ce cu tine? Ce cu tine, bărbat? Pe mine mă întreb, și cu mine, ha? Dar și cu tine? Dar pe cine? De ce stai? De ce stai cu stolul lăsat acum în plină zi? De ce? Am o migrenă, nu mă simt prea bine. Mă repet, ridic stolurile, mă uit în dreapta, mă uit în stânga, nimic! Asta e culmea ghinionului, domnule. Era singură, singurică. Și doar sunt sigur că nu s-a închis ea de florile mărului în atac. Mi-a așa tot felul de explicații, ca așa și pe dincolo. Dar eu, zec, nu m-am mulțumit cu ce le-a spus de ea și i-am spus: m-ai înșelat, mizerabilo! Unde ți-a ascuns amantul? Da. Asta până când s-a enervat și ea și a început să strige la mine. De aceea am fost mai înțelept să plec de acasă, să renunț la dejun, să-mi plimb ghinionul și foamea pe trotuarele pline de lume și de soare. În stradă m-am liniștit de-a bine și am înțeles limpede că nu pot ține piept ghinionului care mă urmărea peste tot. Așa că m-am resemnat, domnule. Acum sunt pregătit pentru orice. Nu mai cârcnesc, nu mai sperie nimic, nu mai teafăr să ajung din nou acasă. Mi-e frică. Îți mărturisesc sincer că mi-e frică să nu-mi cad o cărămidă în cap, să mă omoare. Nu de altceva, dar prea ar fi de pomină să se tragă moartea din ghinion. Ei, nu o lua chiar așa. E, da, da. Am sosit. Bra. Am ajuns șfarțurile. Poftiți. Ce ai făcut, nerodule? Ai scăpat ava în capul prietenului meu. Vă rog să mă scuzați, domnule. Da, da. Vă curăț imediat cu șervetul acesta. Lasă, nu-i nimic, nu-i nimic, băiete. Bine, bine că n-a fost o cărămidă. Acum cred că pot pleca liniștit spre casă. Cred că s-a spart ghinionul, praf s-a făcut. Slavă Domnului. Să-mi pun pe pălăria. Unde? Unde mi-a pus pălăria? Da, unde ți-e pălăria? Da, doamne! Dar nu mi-a fi dispărut pălăria sau poate mi-a furat rană. Ah, uite că am stat pe ea, pe pălăria am stat. Ai văzut, domnule, ai văzut ghinionul, domnule, ghinionul, domnule. Ați ascultat Triptic Liviu Rebreanu. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe. Au interpretat Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Alexandru Arșinel, Cătălina Mustață, Victor Strengaru, Rodica Sandat Tuianu, Mihai Bisericanu, Florin Tănase, Candid Stoica, Traian Moraru, Sorin Ionescu.
Redactor Georgeta Răboș. Asistența tehnică Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio Mihai Barta. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Manuela Popescu. Regia artistică Ion Vova.